Fă să mor eu. Fă, cine te-a născut, fă, pe tine bucătărea asta? Vreau să știu și eu ce... E prea greu pentru mine, că nu știu să tai pepene și de-aia te pun mereu pe tine, că uite ce am fă, filia, dracu să fii, fă. Fă, așa se taie pepenele, fă? Nu, eu te întreb, așa se taie pepenele? Așa se taie pepenele. Vreau să știu, ai reușit să pui ceva în castrol? Nu te supăra, ai reușit să pui și mie o bucățică de, la, de pepene în castron? Bă, da, așa se taie pepenele. Băi, Claudia, deci nu, mi se face rău. Deci cum ai putut să faci așa ceva, vreau să știu să-mi spui. Păi, că nu știu să tai pepene. Pune-mă să fac orice, nu să tai pepene. Du-te, fac orice tași. Trebuie și fac curățenie, că mi s-a ridicat părul în cap, vine să mă culc. Dă-ți cu reveneală. Deci s-a pus și Claudia pe tăia pepene, vedeți, da? Deci vedeți ce a putut să taie. Deci nu mai pot, deci mi-e rău. Mă pun să mă culc, că nu mai pot. Vă iubesc. Deci n-ai cum. N-ai cum, fă. N-ai cum așa ceva. Deci așa ceva n-ai cum oricât. Nu, n-ai cum. Nu poți să mă lași pe mine, femeie, să tai pepenele, că să mor. Nu, fă, nebună, că fi și foarte greu. Fă să tai o felie de pepene. M-am chinuit cu el, ai văzut că era de greu. Fă. Am stau și să curăț, că am un chef maxim. Fă. Fă, Claudio. Fă, cât de greu e, fă, să tai o pepene. Acum pe bune. Nu pe bune. Cât de greu e să tai un pepene, vreau să știu. E foarte greu pentru mine. Deci nu ai cum așa ceva. Dar ce nu-i mi-ai spart acolo? A? Ce-i aia? Ce-i spart? Nu-mi spart nimic, e un ban. Ah, e un ban? Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Deci n-ai cum așa ceva. Am vrut și eu, frate, să mănânc un pepene. N-aș mănâncă pepene. N-aș mănâncă pepene. Cu ce să mănânci pepene? Fă, da mă, dracu, fă greu o fi, fă să tai un pepene, fă. Nu, fă greu o fi să tai un pepene. Că nu pot, dacă nu e de la mic, așa? Nu. Dar cine te-a pus, fă, să iei mare? Că mi-am scos și raftul din frigider să-l pun. Păi, nu ai ajuns la baby de aseară. Fă, mai, am scos și raftul. Ce ai zis, Dana Budeanu? La ce iei lubeniță mare dacă nu ți-n cap în frigider? Exact, și n-are dreptate? Păi și uite, ce ai făcut pe jos, uite, asta e, asta păi e. Aici e normal? Are dreptate. E normal? Nu, deci nu, n-ai cum, așa ceva, așa ceva n-ai cum. Fă, lasă-mă, dracu. Fă, dar nu știu cum ai reușit. Fă, uite, uite la mine. Tai așa frumos. De ce îl pui tu în picioare, separat? Nu știu, uite, știu cât de ușor se taie. Dă-l dracu de pepene, fă, că să mor. Îmi pare rău, îmi vine să limpă jos acum. Că ai aruncat bunătate de pepene, fă. Chiar cocoșul a sărit, știi? Mamă, unde mamă, cum e cocoșul? Mai e? Păi dă-mi și mie, nu fi porc! Dă-mi și mie, iubirea mea, nu așa. Mamă, cum e iubi cocoșul? Bun. Are molții. Să nu faci absolut nimic. Auzi ce zice și Lavinia. O, fă, stai așa, nebuna mea. Că asta a vrut să taie și ia un pepene și l-a scăpat pe tot pe jos. Chiar nu face nimic, să știți. Eu sunt sclava lui. Unde, fă? Dintr-un pepene atare a reușit să taie. Trei felii. Și restul e tot pe jos. Adu-mă, nu consuma hârtia. Eu așa în mare prima oară. Adu-mă, pu. Ulo. Că mă nenei consuma toată hârtia, fă. E foarte greu să tai un pepene, masterclass. Dacă nu știi să tai pe mine, înseamnă că este clar cu tine. Fă, dar nu fi nesimțită, n-o mai jertat pe Claudia. Mulțumesc, mulțumesc. Hai, du-te, mă așteaptă gheață. Lasă-o, dracu, de treabă. Nu se poate, fă. Nu se poate așa. Bă, ce... când vin la tine, nici cafea nu vrei să-mi faci. Măcar cum, fă, și nu-ți fac cafea tot timpul? Oh, păi știi cum o înghit, fă, așa, da... cu sughiț, că mă și înjuri în acela. Da, aia, fă, vii și bei cafea fiecare zi, că o bei cu sughiț, filia, dracu, să fii. Când zici, fă cafea de aia bună de-a ta, firia, dracu să fii. Fă, 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 fă. Fă, nu se poate fă cu tine. Tu ești un personaj, fă. N-ai cum. Vai, de-a când am văzut că ai scăpat, mi s-a negrit. Deci mi s-a negrit, nu vrei să știi. Deci a fost ăla. S-a umplut frigiderul, să nu-ți mai cumperi carne pentru dietă, că nu mai e nevoie. Bă, te pune mâna și șterge. Vă trimit 50 de pepene am o livadă. Ce să-i trimis? Că asta nici nu știe să taie pepenele. Mamă, mai mănânște cocoșul. Mamă, cum e cocoșul, iubi? Mai dă și mie, iubirea. Ce să-l dau foc? Deci i-am mâncat de pe jos. Cocoșul.
Ce e să-ți dau foc cocoșul care l-ai scăpat pe jos? Mor foc cu ea, n-ai cum. N-ai cum așa ceva. Îți dai seama că vecinii de dedesubt s-au speriat pe vecinii de dedesubt. Au fi zis că au venit dracu să mă vin la Dendi mormânt. Mama, că l-am văzut pe vai, dar cum s-a auzit? Am, eu am crezut că tu ai căzut la ta jos în bucătărie. S-a auzit plășc! Ferească! Ferească, mă, sfântul! L-ai tăiat? Ce ți s-a negrit mintea? Dă-ți cu revenean. Câte soluți ai pus foc pentru o bucă? Un metru pătrat. Fă, iubi, un metru pătrat de scăpată, l-ai pus un dop. Bă, dar zgârcit ești. Păi, de n-ai mă cum cu asta. N-ai cum. N-ai cum. Deci a scăpat pe un metru pătrat pepenele, mi-a consumat un sul de hârtie și a pus un sfert, o cană de apă, da? A pus o cană de apă și un dop de ăla. Ce vă, până acolo s-a dus pepenele? Da! Ferească-mă, Dumnezeu, n-ai cum așa ceva. Cu nervosule, dă-ți cu reveneală, invit-o pe Dănuța la pepeni. Fă ce mănânci, iar pepene, voiam să mâncăm. Dar ce credeți? Pardon, am răgăit. De la cocoș? A răgăit de la cocoș, fă. Da. Voiam să mănânc și eu niște pepene, dar am putut? Că a scăpat asta tot pe pepene. N-ai făcut cu ea, ferească. Fă să nu știi tu să tai un pepene. De la căldură, fă, i-a scăpat pe jos. Ce tragedie, sunteți delicios și ca pepenele. Mamă, pepenele e bombă. Știi că trebuie să intru în cadă să mă spăl pe picioare când sunt toată lipicioasă. Vai, că uite dacă cum s-a auzit, deci eu am crezut că tu ți-ai spart capul. Că... am zis că o găsesc pasărul stinită pe creții. Jur că așa am zis că te găsesc, zic, alunecat. Stăteam și eu liniștit în pat un pic, mă durea și mine capul, stăteam și eu, când toată, ploșc! N-ai făcut, n-ai cum așa ceva. Dar vreau să știu cum e ai... altă dată să nu mă dar cum ai reușit? Cum ai reușit? Că eu nu știu. Păi eu am reușit, uite așa. N-ai făcut cu ea, n-ai cum. Deci nu ai cum. Hai să te speli pe picioare. Deci uitați-vă și voi. Mi-a consumat un litru de soluție. Uite, m-am făcut și pe aici a mea sărit. Piața, vezi că ai și în păr o sămânță. Hai, vă zic. Serios. Hai, spală-te pe picioare. Aici, nu? Aruncă-mi WC-ul, da? Iubi. Nu, deci n-ai... N-ai cum. Aolea, doamna, să mă iertați. Că mă enervează câteodată. Ce ai la gură? E un căcat am. Așa fac și eu, șterg cu sulul de hârtie. Da, fă. Dă-ți cu reveneală. Dă-ți cu reveneală că să mori. Am vrut să mâncăm și noi pepene, numai pepene. N-a fost ăla. Să nu te speli cu șamponul cu usturoi pe picior. Ia, să pun de aici. Ia. Hai. Mi-ai consumat... Deci, fii antenă, ai venit și tu cu un pepene grav... Vai, m-ai făcut, du-te! Fă, m-au dat tot! M-au dat tot! Tot până la pie! Nu mai pot! Vai, uite-mă, Clau, ai udat tot holul! Fă! Păi, fă, eu n-am... Fă, du-te! Fă! Fă! La asta. Fă, deci n-ai... Fă, deci m-ai udat... Uite-te pe asta ce... E multă toată! Tu te naibii că nu mai... Bă, m-a udat, m-a făcut luarcă, fă asta, fă! Doamne, ferească-mă Dumnezeu și Maica Domnului! Doamne, dar eu n-am văzut, tu ai văzut ce t-shirt ai la asta? Hai, la ce pe față ești pe... Claudia este duș, când credeai vreodată că dușul va sta în cadă? Băi, de ce ești... Doamne! Bă, deci m-a făcut, deci sunt luarcă tot, iau, te curge apa pe mine. M-a făcut luarcă, asta e luarcă tot. Deci am vrut să mâncăm și noi, fraților, o felie de pepene. Și uitați unde am ajuns. Suntem mulți luarcă, pepenele e pe jos. M-a pișat pe mine, băi, deci nu ai cum faci așa ceva. Uite-te și tu, fate, ești tu de toată. Sunt tu, da. Ești tu, da, du-te, să mă șterg. Nu, că ăsta e al meu! Du-te, dracu, de aici, să mă șterg, naibii, puțin, că sunt tot, tot. Uite, și pe aici mi-ai dat, deci m-ai făcut varză. Acum ai făcut. Uitați-l pe bote cum a reacționat
Când l-am murat. Păi în pui mea m-a și speriat, drag, că mă uitam în cameră și am văzut apă care... Deci dacă mai cădești cu capul în WC-ul, las-o, dracu. Doamne. Nu, că s-au speriat vecinii de mine. Eu, de dacă nu mă dau vecinii afară, mare minune. Stai să șterg pe jos. Uite, știu cât apă am făcut aici. Vei, leu, n-ai făcut. Du-te, dracu, de tâmpită ce ești, fă. Vai, Doamne, ferească-mă Dumnezeu, uite ce-i pe aici. N-ai cum mă faci așa ceva. Hai să mâncăm și niște pepene, cât a mai rămas din el. Vai, mă doare burta, nu mai pofă. Vai, leu. Ce dracu, rămân așa ud. Va. Băi, deci nu mai pot. Deci nu mai pot, cât am putut să râd, deci nu mai pot, mă doare burta. Deci n-ai cum. Fă, deci ai grijă cu castronul ăla, că nu mai am încredere în tine. Scuze, lasă-l pe masă. Ia cu lingura, că nu vezi că nu știi starea, dracu, să ții 3 grame în mână. Vai, vai, deci nu mai pot. Deci nu mai pot. Doamne. Cică, bote, bagă-te în duș îmbrăcat. Mor, ai fost să facem un duș, ia ține. Dă să mă spăl, că sunt plin de pepene și Vai, de... Vai, virea mea, stai să șterg aici. Hai, te rog frumos. Sunt muștele, chiar dacă... A, adevărat, uite ce mi-a făcut asta aici. Tu ai făcut! Eu? De unde? Păi tu ai tăiat ultima. Cum, mă, prin ai tăiat tu? Mă, cine a tăiat prima? Cine a tăiat? Mie mi-a căzut doar din mână ăla. Măi, tu ai tăiat prima, dă-ți cu reveneală. N-ai tăiat tu pepene pe blat? Stai să șterg cu aia, că se lipește. Nu, că nu mai pot cu tine. Ține. Lasă-mă să mă bag puțin la duș, că nu se mai poate. Nu mai pot. M-a luat. Închide ușa. Păi cine te vede? Închide dracu ușa, că sunt pudic, că să fiu și închisă. Că nu mai pot, că sunt plin de pepene. Ia uite ce-i cum, mi-am învățit. Ia. Ah, ce bine e. Ah, ce Nu mai intru acolo. Uite ce mi-a... Deci uitați-vă ce mi-a făcut. Eu l-am stropit puțin. Uitați-vă că sunt pleașcă. Și în cap mi-ai dat. Dar nu vrei să dai pe telefon? Deci uitați ce mi-a făcut. Era să cazi prost. Fă, băi, să nu-ți faci capul! Păi e vina ta! Hai să mă distrag. Vai, m-ai făcut fleașcă, acum să-mi dai haine! Stai așa să mă distrag eu prima. Mă dezbraca aia! Bine că... Doamne, feră! Mă dezbrac la păsărica! Îi vedem păsărica! Bună din Italia! Din Italia! Mor! Curățenie cine face de data asta, bote, că astăzi nu mai fac pe sclavul? Ah. Haide, bagă-le la spălat. Ce nebun, sunteți mor? Sunteți foarte haioși? Hai, bagă-ți-le, dezbracă-te și ia-ți prosopul pe tine. Și bagă-ți-le aici la spălat repede. Da? Stai, ține tu asta. Da, să șterg prosopul. Păi de ce mi-ai luat prosopul meu? Ia-te-l. Era prosopul tău ăsta? Da. Stai să șterg puțin telefonul, că e în varză. Bine că are... Mi se pare că ăsta e waterproof, nu? Bă, dar l-ai dat? Vai, deci nu mai pot... Ah, ce m-am răcorit. M-a răcorit că m-am atat transpirațiile cu nebuna asta. Haide, dă hainele! Bună, bună, doi proști. E bine că tu ești la deșteptul, Aurelian. Cu voi, uite de tot, Clau, mergi la mall și cumpără-ți haine, mor. Ah, dar ce bine acum. Aruncă-i telefonul să-l prindă. Acum, Claudia, te caci? Da. Te caci, iubi? Da. Ia, oh, și-a luat prosopul, dați cu reveneală, pă! Ia, stai, ține puțin să bag aici la mașină. Morfă. Mamă, dar știi cum am trezit Maxim?
Eram așa de moleșit. Și eu, pe știu. De-aia și vroiam să pupăm pepene, că eu de la fructe chiar îmi revin. Deci, maxim. Bună, jucăușă, mergeți la mare să vă udați. Nu mai merge la nicio mare. Numai că e prea scump. E... Nu mai avem bani. Nu mai avem bani. S-au dus. Gata. S-au dus banii. S-au dus banii. Au. Aici la mare e prea scump. Auzi, dar nu vrei să mergi la tine la Tuzla? Avem și unde să stăm? Vezi că e plaja aia mișto la Tuzla? Toată lumea merge acolo. La Tuzla, la plajă. Dar ce nu l-avem pe prietenii noștri de la Casa Beranta, Vasilica? Ce mai tare v-ați dat cu revenirea? Nu ne-am dat. Ba, eu chiar mi-am dat. Poate nu mai mănânci nimic? Ba, da. Mâncăm pe mine, ce bun e. Auzi, a spus doamna Elena că a făcut iahnie de fasole, dacă ți-e poftă. Da, iubi, ia sună. Sună pe doamna Elena, că îmi parcă mi s-a făcut poftă de iahnie de fasole. Ia sună. Iar mă ajumă de față cu mine. Ce-a făcut? Iar mănânci de față cu mine. Cum? Nu, iubi, pe ce nu poți să ieși o gură de fasole? Nu, iubi. Ce fac alerg dimineața? Cum mai fi doamna Elena? Hai să-mi dacă mai e doamna Elena, că mi-ați auzit aminte că eu n-am mâncat astăzi. Poftă bună, sunteți super tari! De unde sunteți? În București. Încetați cu pepele. Veniți la mine la Corbu. Vai, de ce a început să mă mânce capul de la apa asta? Vă pup din Anglia și noi, de la ce păi? De la apa, așa pur și simplu. Băi, ce bun. Doamna Elena, mai sunteți la bucătărie? Cum? Ce? Am plecat. Că mi-a zis domnul George că aveți iahnie de fasole sau ceva de genul. Păi mâine, acum. S-a putut acolo, că e el acolo. A, da? Acum sunăm să ne trimită. A? Îl sunăm să ne trimită pe cineva. Da. Păi el, da, el mi-a zis că are și dacă vrem să sunăm. Da, hai că sună acum. Să rămâne, vă pup. Pa. Gata, acum ne-am calmat. Am scăpat pe pene pe jos. Dar îți dai seama oamenii care stau sub mine, fă. Că s-au speriat oamenii ăia. Eu în locul lor veneam să întreb, sunteți bine? Deci că era să cad acolo, deci m-am ști că m-a speriat. Să ne dădeam o dantură peste... Vai, Claudia, iubetea, că... noroc cu domnul doctor, că... Auzi? Deci... Îmi face dinții, da. Auzi? Fii atentă. Dacă tu rămâneai fără dinții în gură... Stai liniștit, o să mă repara Giona. Eu leșinam. Eu leșinam. Am intrat pe Insta, dar nu găsesc rețeta lui Ralu. Ce rețeta? Ce rețeta? Dar puteți să intrați pe Instagramul meu, Răzvan Botezat, într-un cuvânt, că acolo postăm și mai multe nebunii. Sau pe? Claus Stoica. Underline Claus Stoica. Deci acolo noi ne filmăm. Care pe care se filmează în cel mai întâmpite. Îi postați ever. Deci trebuie să mergeți pe Instagram. Și acolo, ca să mă urmăriți, Răzvan Botezat, într-un cuvânt și... Și tu mie nu-mi bate până acolo, nu? Prin ce nu vă fă de ani mai aproape? Închioare rău. Să mergeți acolo pe Instagram, să ne dați urmărire, că vă muri, voi muriți de râs, voi muriți de râs. Cum ne filmăm noi, când ne beșim, când ne râgâim, când ne... De toate, ne punem în continuu. Auzi, eu trebuie să mă să fac un duș ca lumea, că miros a câine. Păi da, cu hainele alea... Numai cu haine așa, nu? Da, miroși puțin. Miros a câine. Dragii noștri, vă pupăm, vă dorim o... O zi frumoasă. Era să zic duminică, fă, nici mai e duminică. Da. Nu uitați să mergeți pe Instagram, ne găsiți acolo Răzvan Botezat într-un cuvânt. Clau underline Stoica. Mergeți acolo, că acolo să se întâmple mult mai multe nebunii și dacă mă duc acum la baia asta, sigur mai face vreun story și îl postează cu mine și eu cu ea. Vă pupăm!